Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Am ajuns în vârful unui deal și o să vedeți imediat de ce am făcut acest lucru, pentru că, așa cum v-am spus, pentru dumneavoastră fac multe, eu chiar dacă plouă, chiar dacă bate puțin vântul. După cum ați văzut, am discutat într-o serie de materiale și discutăm în continuare despre plantarea pomilor fructiferi, despre distanțele de plantare. Am vizitat diferite intensive, nu știu dacă ați văzut deja materiale, dacă nu vor apărea, pentru că acest material care îl filmez acum are legătură cu plantarea pomilor fructiferi. Și în cel puțin în materialul în care v-am discutat despre prun și la măr, v-am spus că plantările se mai fac și în funcție de anumiți factori, cum ar fi factorii climatologici, factorii de expoziție, factorii pedologici și așa mai departe, inclusiv influența noastră a omului asupra plantațiilor respective. Și de ce am ajuns eu în acest deal? Ei bine, haideți să vă spun secretul. Astăzi vom vorbi despre plantările pomilor fructiferi în funcție de expoziție. După cum bine știți, speciile de pom se împart pe specii cum ar fi mărul, părul, cutuiul, cireșul, chersul, caițul și mai departe, sau bineînțeles în alte țări, bananier, rodie, kiwi, avocado, mango și așa mai departe. Noi discutăm despre pomii fructiferi de la noi din țară. Da? Și vom discuta despre factorii de expoziție. Ce legătură are asta cu plantarea pomii? Ei bine, în studiile pomicole se ține cont de multitudinea de factori care țin de plantarea pomilor, dar în special se ține cont și de expoziție. Și dealul acesta unde sunt eu are pur și simplu 4 expoziții. Acest deal a fost cândva cultivat cu plantație de pom fructifer, dar de diferite specii, și tocmai de aceea aici este locul optim să vă explic aceste detalii. După cum bine știți, în grădina noastră probabil ați plantat un cais, un piersic, un cireș, un uș și așa mai departe. Fiecare specie în parte adoră, iubește, trăiește foarte bine sub influența anumitor factori. De climă, de... am enumerat mai devreme. Da? Aceste specii, unele dintre ele, iubesc climele, influențele mediteraneene. Adică niște influențe mai calde, niște zone, unele specii adoră lumina, altele seceta, altele plusul de umiditate, altele aerii, curenții de aer mai calzi, dacă aș spune, așa, și așa mai departe. Dintre speciile care iubesc influențele acestea mediteraneene, adică sunt mai sensibile la cer, sunt mai sensibile la curenții de aer, enumerăm nucul, cireșul, vișinul, piersicul, caisul, migdalul și ar mai fi vreo câteva, cum ar fi smochinul sau alții arbuști, care acestea iubesc plus de căldură, plus de lumină, iubesc un climă mult mai cald. Cum putem noi influența acest lucru în buna dezvoltare lor, chiar dacă noi locuim la altitudine de 600 de metri și vrem să avem cireș? Ei bine, în afară de ceilalți factori care vom vorbi în alte videoclipuri despre ei, este vorba despre expoziție. Și după cum bine știți, punctele cardinale nord, sud, est, vest. Haideți să le definim puțin și după aceea vă explic ce înseamnă în spatele meu și cum au fost alese culturile aici. Începem cu sud. Expoziția sudică, adică dacă este un versant și expoziția pe terenul pe care plantați este spre sud, înțelegeți că și cele secundare, dar noi vorbim despre cele principale. Expoziția sudică are un plus de căldură, adică întotdeauna pe expoziția sudică va fi mult mai cald decât pe celelalte expoziții, nordică, estică, vestică. Dar totodată, faptul că va aflați pe expoziția sudică implică și niște minusuri. Expoziția sudică are un minus de umiditate. Întotdeauna celelalte expoziții vor avea un plus de umiditate. Bineînțeles, mai mult sau mai puțin una față de cealaltă. După aceea luăm expoziția estică. Expoziția estică are un plus de căldură mai mic decât expoziția sudică, aceasta fiind plusul cel mai mare de căldură, dar are un oarecare grad de umiditate mai ridicat față de expoziția sudică. După aceea mergem pe expoziția vestică. Expoziția vestică are un plus de căldură, adică este mai caldă decât expoziția estică. Pentru că soarele, când scaldă bolta cerească, scaldă expozițiile estice doar jumătate din zi. În schimb, expozițiile vestice sunt scaldate de soare 3 sferturi
din zi. În schimb, expoziția vestică are un plus de umiditate față de expoziția estică și de expoziția sudică. Tocmai din cauza condensului care se formează din cauza circulației boltei soarelui pe bolta cerească. După aceea venim cu expoziția nordică, care are un minus de căldură, are un plus de umiditate față de toate expozițiile și ținem un oarecare condens. Și acum ce legătură are cu speciile noastre? Pe expozițiile cu plusuri de căldură și de umiditate plantăm întotdeauna specii din pom care iubesc influențele mediteranene. Cireșul, vișinul, piersicul, migdalul, smochinul și toate acestea vom căuta pe cât posibil să le plantăm pe expoziție sudică sau pe expoziție vestică. Pe expoziție estică vom planta întotdeauna mărul, prunul, am putea spune oarecum, și cutuiul. Cutuiul este tot o specie mediteraneană, merge pe toate expozițiile acestea. În schimb, pe expozițiile nordice nu merg decât anumite soiuri de prun și anumiți pomi care oarecum suportă mai bine plusul, minusul acela de căldură. Aici nu aș putea să vă recomand niște specii aparte decât niște specii de pomi autohton și cam atâta. Deci pe expoziția nordică, din punctul meu de vedere, n-ar fi indicat să plantați oarecum. Acum haideți să luăm camera și să vă expun despre ce este vorba. După cum vedeți aici, eu sunt pe, hai să ne întoarcem așa, sunt pe un vârf de deal, da? E bine. În spatele meu este expoziția sudică. Exact în această zonă de aici este expoziția sudică. Uitați unde se vede albastru acela cerul, se vede cura voi, da? Pe expoziția aceasta sudică, sud-estică, dacă aș putea spune secundar, au fost plantații ale vechilor cooperative de vișini și câțiva gutui. Vedeți că încă se mai văd oarecum rămășițele unora dintre pe acolo, da? Deci pe expoziția sudică și sud-estică au fost plantați vișini. Pe expoziția estică au fost plantați niște soiuri de prun timpuriu, anașpet, dajen și încă câteva soiuri și un vânăt românesc care iubește mai mult expozițiile un oarecare plus de căldură, dar nu atât de mare ca pe expoziția sudică. Dacă mergem pe expoziția vestică, se încep să se vadă și aici de la mine, avem plantație de măr, chiar dacă ele nu mai sunt așa cum trebuiau ele să fie, uitați, da? Deci, plantație de măr și se duce și continuă până în gura voi, da? Deci, terenul era al cooperativei. De ce nu ar fi pus ei peste tot meri sau peri sau vișini sau gutui? Nu. Inginerii de atunci și inginerii de astăzi fac anumite cercetări. Și în funcție de expozițiile acestea, ei plantează pomi. Și au valorificat acest, aș putea spune eu, deal mai vast pe fiecare expoziție. Unde am avut plus de căldură, au pus specii care iubesc plusul de căldură. Unde am avut minus de căldură, au pus alte specii. Și astfel am împărțit măr pe partea aceasta, cireș și gutui pe partea, vișin și gutui pe partea aceasta, prun pe partea care iubește oarecum lumina, iar pe partea nordică nu a plantat absolut nimic. Deci acolo, pe partea nordică, nu sunt decât unde se închide dealul, sunt niște stuhărișuri și sunt niște mărăcini, dacă aș putea spune așa. Și despre asta ține și expozițiile, plantările pomilor fructiferi în funcție de expoziție. Înainte să închei, aș vrea să vă mai arăt ceva, nu știu dacă se vede foarte bine, ia să vedem. Așa, da. Undeva, acolo undeva se vede un deal golaș, uite cam pe unde am eu degetul. Este pe expoziție sudică, acolo a fost o plantație de gutui. O să mergem într-un videoclip să discutăm și despre acele plantații. Deci, dragilor, cam despre asta este vorba, ținând cont de factorii de plantare. Căutați pe cât posibil, dacă aveți proprietăți, să vă orientați oarecum la expoziția terenului dumneavoastră și să-i plantați pomii în funcție de specia care este, cum aveți lumină.
ați putea spune, domnule, am un teren plat, am un teren drept. Acolo puteți planta cum vreți dumneavoastră, dar nu plantați speciile care iubesc plusul de căldură, cele care vi le-am enumerat eu, lângă garduri, undeva unde aveți umbră sau undeva unde aveți curent între case. Dar aceste detalii o să le discutăm în alt material, iar până atunci eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!